Zi de doliu în Republica Moldova, de dimineață drapelele naționale au fost coborâte în Bernă, iar la ora 12:00, în memoria celor doi bărbați împușcați mortal vineri pe aeroportul Chișinău, a fost ținut un minut de reculegere. După ce ieri a fost petrecut pe ultimul drum, angajatul securității aeroportuare, Igor Ciufu, astăzi a fost înmormântat cu onoruri militare polițistul Sergiu Muntean. Înainte să ajungă în satul natal, voluntiri din raionul Ștefan Vodă, unde își va dormi somnul de veci, Sergiu Muntean a fost dus pentru ultima dată la sediul Poliție de frontieră. La ora 8 dimineața, la sediul Poliției de Frontieră, drapelele au fost coborâte în Bernă. Colegii și rudele polițistului Sergiu Munteanu s-au adunat în curtea instituției pentru a-i spune adio. Sfâșiate de durere, rudele polițistului decedat au cerut autorităților condiții decente de muncă pentru camarazii lui. Îndemn să vă asumați cu maturitate funcțiile în care activați și să vă asigurați că oamenii acestei țări sunt protejați. Vă rugăm să luați măsuri de protecție a angajaților din serviciul frontalier. Ei ne păzesc țara, deci e datoria dumneavoastră să îi ocrotiți pe ei. Nu vrem ochi pentru ochi, nici dinte pentru dinte. Vrem ca ceea în ce credea Serghei Muntean, cu desăvârșire și mai presus de orice, care era legea. Atunci legea să fie aplicată. Cristina, verișoara lui Sergiu, povestește că la 31 de ani acesta visa să avanseze în funcție. Pentru asta, în toamnă, intenționa să aplice la o facultate. Polițiștii de frontieră de la aeroport spun că sunt mândri de fostul lor coleg. Pentru noi este o tragedie că de rândurile noastre a plecat așa o persoană care și-a îndeplinit jurământul cu ultimul său cuvânt. Să-mi apare patra chiar și cu prețul propriei vieții. Că suntem mândri că am avut așa coleg, o să fie mereu în sufletul nostru, în memoria noastră. O să fie mereu alături de familia colegului nostru. O să fie la ajutor la orice chemare. Un coleg care a știut bine meseria, demn pentru a fi un ofițer, pentru devotamentul, mereu săritor în ajutor, cu orice întrebare. Vom trăi și vom pomeni. Vă rămâne veșnic în viața noastră. La ceremonia funerară a participat și conducerea țării. Șefa statului a declarat că prin sacrificiul polițistului Sergiu Muntean și a ofițerului de securitate Igor Ciofu au fost salvate multe vieți ale pasagerilor de pe aeroport. Știu că nu există cuvinte care să aline măcar puțin durerea dumneavoastră, dar vreau să știți că împărtășim această durere. Și vreau să știți că în memoria noastră Serghei va fi mereu un erou. Un erou care și-a sacrificat viața, bunul suprem, pentru binele tuturor, pentru binele societății. Fapta sa eroică și a colegului Igor Ciofu vin în primul rând să ne arate cât de mult, cât de important este să fim vigilenți față de cei care vin să semene haos și răutate printre noi. Și cât de valoroase și sensibile sunt pacea, tatea și dreptul de a trăi în liniște. Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a precizat că instituția a observat devotamentul lui Serghei Muntean și în primele zile ale războiului din Ucraina, când a făcut față valului mare de refugiați. El a fost, este și va rămâne în veșnicie un adevărat ofițer, care tot timpul a avut grijă de cei care au nevoie de ajutor. Când i-am spus să meargă să se odihnească, în ochii lui am citit nedumerire și tot ceea ce a spus el, domn șef, mai întâi ajutăm oamenii să ajungă în siguranță, iar după aceasta ne vom odihni.
În drum spre locul de veci din satul natal Volintir, raionul Ștefan Vodă, cortegiul funerar a trecut și prin fața Ministerului de Interne. Salvatorii din Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă, i-au adus polițistului un ultim omagiu. Mesaj a venit și Poliția de Frontieră Română. Instituția a scris că astăzi a plecat pe ultimul drum un camarad și un frate care a avut conștiința că datoria de polițist este mai presus decât propria supraviețuire. Serghei s-a dus într-un loc fără frontiere, au scris în mesajul lor polițiștii din țara vecină. Ceremonia funerară a avut loc la biserica din satul Volintir. Serghei Muntean a fost înmormântat cu onoruri militare. Serghei Muntean activa în cadrul Poliției de Frontieră din 2011. La începutul anului curent a ajuns în echipa Aeroportului Internațional Chișinău. Pentru sacrificiul său, el a fost decorat post-mortem cu medalia Meritul Militar. În semn de solidaritate cu victimele atacului, astăzi drapelele de pe toate instituțiile din țară au fost coborâte în Bernă.